Înainte de toate vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți astăzi prezenți alături de noi la un moment istoric pentru județul Sălaj și la un moment istoric pentru România. Istoric pentru Sălaj pentru că, așa cum bine știți, prin darea în trafic a celor 13,5 km de autostradă din autostrada Transilvania, tronsonul Nușfalou sub placul de Barcău, Sălajul face istorie, sunt primii kilometri de autostradă dați în trafic din județul Sălaj și România face istorie pentru că atinge borna de 1000 de kilometri de autostradă care sunt în trafic în acest moment. Sigur că este un prag important, dar nu suficient. Românii, cu certitudine, s-au săturat de angajamente, de promisiuni, așteaptă să circule pe kilometri de autostradă noi construiți și iată că astăzi avem această bucurie împreună. Sigur că în 2020, pe data de 5 septembrie, aici, la Marca, împreună cu colegii primari și cu alți colegi de atunci din Ministerul Transporturilor, făceam un angajament, și anume acela că la momentul în care se va finaliza și se va da în trafic acest tronson de autostradă, pentru că atunci se semna contractul de proiectare și execuție, voi face tot posibilul să fiu aici prezent, alături de sălăjeni. Și până la urmă este un gest simbolic din partea mea și a colegilor care mă însoțesc astăzi, primar, domnul președinte al Consiliului Județean, pentru că e greu să credem, dar iată că sunt și politicieni care atunci când promit ceva, se țin de cuvânt și cuvântul este, cred, cel mai important în politică. Ceea ce am început în 2020, iată că se materializează astăzi, din păcate doar parțial și o să vă dau și câteva detalii despre ceea ce noi am crezut în 2020 că se poate întâmpla în următorii 2-3 ani și în ce stadiu suntem astăzi. Așa cum știți, în 2020, autostrada Transilvania, din cele 10-12 tronsoane, se aflau în lucru două dintre acestea. În calitate de ministru al transporturilor atunci, am încercat să deblocăm împreună cu compania de drumuri, să deblocăm toate tronsoanele din autostrada Transilvania și iată că, din fericire, am reușit.